Colega mea, Andreea Archip, jurnalistă, Libertatea, este în direct acum cu noi. Andreea, te salut, mergi în Italia. Ce așteptări avem? Ce vom găsi acolo? Într-adevăr, în această după-amiază voi fi la Milano, oraș care, începând de astăzi, este aproape închis, adică nu se mai permit niciun fel de evenimente de stradă, evenimente publice, s-au închis școlile, s-au închis muzeele, iar oamenii sunt sfătuiți să rămână în casă. Sunt măsuri foarte stricte cu care acest oraș atât de aglomerat altfel, centrul economic al Italiei până la urmă, nu s-a mai confruntat până acum. Însă noi avem o vorbă românească, se spune la noi, frica păzește postănăria, așa ar putea fi rezumat popular ce se întâmplă acum acolo. E drept, este zona cea mai afectată, este țara cea mai afectată și atunci aceste măsuri trebuie luate în serios. Da, cum spuneați mai devreme, există localități cu rafturile, în care magazinele sunt cu rafturile goale, pentru că oamenii au vrut să nu riște să mai iasă din casă. De altfel, sfatul tuturor medicilor, informările oficiale în Italia spun același lucru, carantină la domiciliu și limitarea contactului cu oricine. Vom fi acolo în următoarele zile și vă vom relata cum arată un oraș altădată centru turistic și economic astăzi sub amenințarea acestui virus.